Am revenit în direct. Defrișările din pădurile României au devenit un nou subiect de scandal, de data aceasta între europarlamentarii români și oficiali ai Ministerului Mediului. O vizită a Comisiei de Mediu din Parlamentul European în Munții Făgăraș s-a viralizat pe rețelele de socializare, însă nu din cele mai bune motive. De asemenea, o altă vizită a Comisiei de Petiții în Bucovina nu a avut nici ea urmări mai fericite. În schimb, europarlamentarii care au filmat tăierile ilegale din pădurile României sunt acuzați acum de oficialii de la Ministerul Mediului de populism și de comportament antiromânesc. Acestea au fost unele dintre concluziile trase de Comisia de Mediu din Parlamentul European în timpul inspecției din Munții Făgăraș. Europarlamentarii români au venit de la Bruxelles, au discutat cu activiștii de mediu și au văzut cu ochii lor cum se defrișează în pădurile din România. În pădure și au vorbit cu activiștii de mediu, cu avertizorii de integritate și le-au spus oamenii clar, salut, salut, și le-au zis oamenii clar ce se întâmplă aici, cum se taie copaci de 200-300 de ani și ce nenorociri se fac. Uite, aici trebuiau să fie copaci, pe aia nu i-au tăiat pe care trebuiau să taie, dar pe ăștia i-au tăiat pe care nu trebuiau să-i taie. Europarlamentarii români au constatat însă și nereguli nu doar în păduri, ci și în modul în care autoritățile locale raportează defrișările. De multe ori, informațiile sunt contradictorii sau ar fi chiar false. Întreaga delegație a cărei parte am făcut în aceste zile în Comisia de Petiții și ca reprezentant al Comisiei pentru Mediu, pur și simplu nu poate crede date precum cele pe care le-am primit la Suceava, conform cărora 0,15% din lemnul exploatat din România ar fi ilegal. Mai mult de atât, autoritățile prezintă date care se bat cap în cap. De exemplu, poliția Suceava ne-a spus că 3% identifică ei în transport abia în ceea ce privește lemnul ilegal. Două instituții ale statului care oferă date care se bat cap în cap și vă amintesc că între 0,15% și 3% e o diferență de 16 ori. Transparent de ministrul Tanțuș Barna și de domnul Banciu au fost umflate foarte frumos. De exemplu, să vorbim mult de suprafețe și de loc de calitate. Faptul că am avea 7 milioane de hectare de pădure nu indică faptul că la noi se taie în situri Natura 2000, se taie păduri seculare. Tot Nicu Ștefănuță, unul dintre europarlamentarii care s-a deplasat la fața locului, a avertizat că datele vor fi prezentate și Comisiei Europene. Comisia Europeană nu va putea crede aceste date și ca atare probabil suntem într-o situație mai proastă în privința infringementului privind tăierile ilegale de păduri. Pentru că Comisia Europeană nu este naivă, are ochi pe teren, vine des și noi nu putem să-i mințim. De cealaltă parte, însă, Ministerul Mediului se arată deranjat de concluziile trase de europarlamentarii români pe care i-a acuzat de comportament antiromânesc. Mi se pare reavoință, mi se pare un comportament antiromânesc, pentru că să nu uităm că acești colegi ai noștri sunt trimiși în Parlamentul European spre interesele României. Tot secretarul de stat din Ministerul Mediului s-a lăudat cu ceea ce a caracterizat drept eforturi semnificative desfășurate pentru protejarea pădurilor din România. Dincolo de interpretările pe care specialiștii în salvat păduri din Parlamentul European le fac, trebuie să ne uităm un pic cu echilibru, să înțelegem la ce date ne referim, să înțelegem cum comparăm datele din inventarul forestier național cu statisticile oficiale, să înțelegem faptul că în nicio țară volumul de tăieri ilegale identificat nu este volumul real și aici se fac eforturi semnificative.